Știți probabil cum arată un blog pe Blogspot. Arată ceva de genul ăsta. Are o bară sus aici, o bară laterală și vin mesaje unul după altul și eventual are un meniu pe aici. Deci meniu sus, un header, sus o bară și în dreapta o bară laterală. Și faci scroll de obicei mult, 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 fie din cauza barii laterale, fie din cauza barii din stânga. Și designul e destul de tipic. Poate să difere, dar în principiu cam aceeași structură. Te duci și faci scroll pe prima pagină. Asta arată mai bine, dar în principiu cam așa arată un blog pe blog. M-a întrebat cineva cum să faci mai mult decât atât. Eu am, să zicem, blogul ăsta, dacă l-aș avea, cum să-l faci să fie mai bun decât atât. Și poți să faci o căutare la Google, site pe blogspot.ro. Și dacă cauți în felul ăsta, Google îți arată blogurile care sunt cele mai performante conform lui de pe Blogspot. Da? E o căutare. Sau poți să pui blogspot.com și obții mai multe rezultate pe engleză, dar nu neapărat. Și atunci obții un blog de genul ăsta, care arată așa. Și acum întrebarea, un blog de genul ăsta care, uite, are nu știu cum, uite cum faci mouseover, uite cum îți schimbă culorile. Ăsta e tot pe blogger, a plătit ceva, cum l-a făcut să arate așa frumos? De exemplu, mie îmi place foarte mult cum arată site. Întrebarea e dacă trebuie să plătești ca să ai un site de genul ăsta. Răspunsul e felul următor. Există niște teme pentru Blogspot. Unele sunt gratuite, unele cred că sunt plătite și probabil site-ul ăsta fie are un design făcut de la zero, l-a desenat cineva și l-a făcut cineva, și în cazul care costul e mai mare, fie a folosit o temă de blog. Nu mi-e foarte clar, dar una din variantele astea e de obicei. Și uite, nu mai are bară de sus, astea din dreapta arată foarte, foarte frumos, e un site bun, da? Și dacă vreți să aveți un site de genul ăsta, puteți să apelați la cineva să vă facă un design particularizat. Vă duceți la Google și scrieți design Blogspot team designer de teme WordPress. Scrieți așa și căutați un designer de Blogspot. Și găsiți ceva de genul ăsta. Căutați pe cineva care să vă facă să vă facă un design. Mai ieftin de obicei este, se poate fi gratuit, să căutați la Google Blogger Tips și să căutați pe aici niște Blogger Tips. Poți să scrieți best or top, vă ajută și chestia asta și îți arată o listă cu cele mai nu știu cum. Și te uiți pe liste de genul ăsta, de obicei sunt un pic selectate, nu chiar orice temă aici. Ei, și dacă cauți, găsești site-ul de genul ăsta care te ajută și îți arată niște template-uri. Acum, am căutat care ar fi niște site-uri bune realizate de blogger și găsiți o listă de genul ăsta. Eu am găsit lista asta care e din 2008 și uitându-mă eu cel puțin pe site-urile de la început, am observat că multe dintre ele nici nu mai sunt pe Blogspot. Deci eu am căutat lista cu cele mai bune site-uri pe Blogspot și uitându-mă pe lista de aici, o parte din ele nu mai sunt pe Blogspot. Și atunci cu greu am găsit site-ul ăsta care are următoarea caracteristică. Are domeniu propriu. Deci dacă ar fi să faceți un upgrade de la Blogspot-ul standard, care arată ceva de genul ăsta, nume site.blogspot.ro dacă e România și .com dacă e internațional, vizitatorii din România văd ro și vizitatorii internaționali văd com. Așa. Deci, scăpați de domeniul ăla și arată ceva mai profi. Pe de altă parte, Blogspot e destul de limitat. Nu puteți face mari lucruri pe el dacă vreți să modificați aspectul standard. Puteți face lucruri, dar e și mai complicat de îmbunătățit și unele lucruri efectiv fie nu se poate, fie e atât de greu că nu efectiv nu faci. Atunci, dacă deschizi un articol de aici, o să observi că dacă te duci la sfârșitul articolului și dai post a comment, te pune să te loghezi cu adresa ta de Gmail și să postezi. Cam asta e. Dacă ar fi să recomand cuiva, să zicem că are cineva un blog de genul ăsta, cum îl îmbunătățești? Poți pe de o parte să îți cumperi domeniul propriu și să ai ceva.ro sau .com și să-l găzduiești în continuare la Blogspot. Asta e un pas mai bun. Măcar arată mai profi. Deci dacă îi spui cuiva că ăsta e site-ul tău, fără să fii intrat pe el, are o impresie mai bună decât dacă îi spui că ai site-ul ăsta. Asta e primul aspect. Și al doilea,
faceți cam ce au făcut oamenii din top 550 blogger for blogs. Treceți pe WordPress. Adică de la un nivel încolo începi să investești timp, efort, bani în blog, îți ia din ce în ce mai mult din așa. Căutați, vă trebuie hosting și vă puneți WordPress pe el și în principiu o soluție care trebuie să vă satisfacă mai bine. Pe de altă parte are niște eforturi. Hostingul trebuie plătit în fiecare an. Dacă aveți trafic mare, trebuie să găsiți tot felul de alte soluții. Așa, la Blogspot, ai site-ul, nu-ți bați capul cu nimic. Nu ai de plătit o factură anual. Site-ul nu-ți pică niciodată. Adică, dacă îți intră 1000 de vizitatori într-o secundă, site-ul foarte probabil nu o să pice că e pe Blogspot. Nu trebuie să-ți faci probleme de genul ăsta. Mă, cum îmi gestionez site-ul? Ce plugin-uri să pun? Nu știu ce. Pe Blogspot, ai site-ul acolo și el merge pur și simplu. E mai comod. De altă parte, pe WordPress puteți face mult mai multe lucruri. Ăsta e fiind probabil și motivul pentru care mai multe din site-urile de aici au trecut pe WordPress. Așadar, ca să răspund la întrebarea, dacă ai site-ul ăsta, cum îl îmbunătățești? Treci pe domeniu propriu sau și mai bine este să treci pe WordPress. Succes!